ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezi, iată care sunt cele mai importante subiecte. Deși Moldova Gaz a cerut de la Gazprom o amânare a plăților pentru gazele naturale până la sfârșit de an, concernul rus a oferit un răgaz de numai 11 zile. Acum, întreprinderea intenționează să ceară ajutor de la stat pentru a plăti gazul consumat în august. Procurorii anunță că au pus sechestru pe Hotelul Național în cadrul dosarului Metalferos. Asta deoarece Vladimir Andronache, vizat în acest dosar, ar fi unul din proprietarii edificiului. SUA au informații precum că rușii ar avea în plan să atace în curând infrastructura Ucrainei și instalațiile guvernamentale și își îndeamnă cetățenii să plece din țara vecină. Deși Moldova Gaz a cerut o amânare a plăților la gazele naturale până la sfârșitul anului, cei de la Gazprom anunță că oferă un regaz de doar 11 zile. Astfel, până pe 1 septembrie, întreprinderea trebuie să plătească 18 milioane de dolari pentru gazul consumat în august. Vadim Ceban afirmă că nu reușește să adune această sumă și că va cere ajutor de la stat. În replică, cei de la guvern spun că Moldova Gaz trebuie să caute alte soluții. Până 1 septembrie a dat curs solicitării noastre. Asta este comunicarea Gazpromului. Astfel, cei de la Gazprom au amânat plățile cu 11 zile, deși Moldova Gaz a cerut în solicitare o amânare până la sfârșitul acestui an. Vadim Ceban cere de la guvern ajutor în sumă de 15 milioane de dolari ca să poată achita avansul pentru luna august, care se ridică la 18 milioane de dolari și care urma să fie plătit încă acum câteva zile. Comisia trebuie să decidă dacă ne asiste în situația aceasta, ne oferă suport. Găsim modalitatea de achitare. Nu este clar însă dacă întreprinderea cere banii în calitate de împrumut. Moldova Gaz afirmă că nu a reușit să adune suma necesară din cauza tarifului mai mic plătit de consumatori decât prețul de achiziție a gazului. Vadim Ceban menționează că nu intenționează să transmită o altă solicitare către concernul rus. De partea cealaltă, Andrei Spânu a evitat să ne spună dacă statul va accepta solicitarea Moldova Gaz de a ajuta întreprinderea cu plățile către Gazprom. Acțiunile statului sunt cele care deja le-am anunțat. Noi avem gaz în stoc pentru luna septembrie și Moldova Gaz trebuie să găsească soluții, inclusiv prin a înțelege că Gazprom este de fapt acționarul Moldova Gaz, care controlează 65% din acțiuni. Credem că tocmai e momentul ca și acționarul cel mai mare al Moldova Gaz să accepte de fapt solicitarea Moldovei Gaz de a permite achitarea pe o perioadă mai lungă, adică până la sfârșitul anului 2022. Vicepremierul mai afirmă că așteaptă și el un răspuns de la Gazprom. Noi am transmis mai multe solicitări, inclusiv să avem o discuție până la sfârșitul lunii august. Dacă se va accepta, vom avea această discuție ca să înțelegem care sunt planurile Gazprom față de Moldova Gaz. Începând cu luna august, Moldova Gaz cumpără gaze naturale de la ruși la un preț record de aproape 1500 de dolari pentru 1000 de metri cubi. La începutul acestei luni, vicepremierul Andrei Spânu a menționat că există riscul ca la iarnă Gazprom să sisteze livrările de gaz către Republica Moldova. Asta deoarece concernul rus nu a confirmat livrările pentru această perioadă. Astfel, autoritățile au venit cu un plan pentru a evita o criză a gazelor, printre care suplinirea rezervelor de stat cu păcură, dar și asigurarea cetățenilor cu lemne și cărbune la prețuri rezonabile. Autoritățile mai iau în considerare sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte și studiile în regim online. Contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom a fost semnat în toamna anului trecut pentru o perioadă de 5 ani. Magistrații de la judecătoria din sectorul Ciocan au dispus aplicarea sechestrului pe Hotelul Național în dosarul Metalferos în care este vizat Vladimir Andronache. Acesta este beneficiarul companiei care deține imobilul. PC Cox menționează că Hotelul Național va fi ulterior confiscat în folosul statului, valoarea acestuia fiind de 100 milioane de lei. Potrivit PC Cox, Andronache este cercetat pentru spălare de bani, crearea și conducerea unei organizații criminale. Pentru că nu s-a prezentat în fața magistraților pe 8 iulie, acesta a fost anunțat în căutare internațională, el fiind vizat și în dosarul frauda bancară. Astăzi nu am reușit să discutăm cu avocatul lui Andronache pentru o reacție. Noi alerte cu bombă au fost lansate astăzi. Un e-mail a anunțat că Parlamentul, aeroportul, dar și toate centrele comerciale și militare sunt minate. Potrivit poliției, toate persoanele aflate în instituții au fost evacuate, iar echipele operative lucrează la fața locului. Potrivit procurorilor PC Cox, mesajele cu alertele false cu bombă ar fi trimise de un grup de persoane din străinătate, fără a preciza o țară anume. Conform legislației, cei care alertează fals poliția riscă amendă de până la 42.000 de lei sau închisoare de până la 2 ani. Recent însă mai a cerut înăsprirea pedepselor. Astfel, autorii ar putea sta până la 12 ani după gratii.
Kievul a numit false afirmațiile serviciilor speciale ruse, precum că ucrainenii s-au aflat în spatele uciderii Dariei Dughina și că presupusul ucigaș ar fi servit anterior în armata ucraineană ca membru al regimentului Azov. Vladimir Putin i-a acordat Dariei Dughina o decorație post-mortem pentru curaj și devotament, iar tatăl acestuia cere distrugerea Ucrainei drept răzbunare. La nici două zile de la atentat, FSB-ul rusesc a ajuns la concluzia că serviciile secrete ucrainene sunt vinovate pentru atentatul cu mașina capcană în care a murit Daria Dughina și a dat detalii de dreptul fantastice ale presupusei operațiuni. Autoarea atentatului, o ucraineancă de 43 de ani, Natalia Vovk, ar fi plasat 400 de grame de trotil sub scaunul șoferului și, după detonarea dispozitivului, ar fi fugit în Estonia. FSB a publicat de asemenea un videoclip în care suspect ar fi fost văzută la intrarea în casa în care lucrează cu ea Dughina, precum și alte materiale video, autenticitatea care nu a putut fi verificată. Propaganda rusă trăiește într-o lume fictivă, acuzând o femeie din Ucraina și copilul ei de 12 ani de aruncarea în aer a mașinei Daria Dughina. A reacționat de la Kiev consilierul președintelui Zelenski, Mihailo Podoleac. Totodată, Garda Națională a Ucrainei susține că FSB a raportat că femeia a servit anterior ca parte a batalionului ucrainean Azov pentru a justifica decizia anterioară de a recunoaște detașamentul drept organizat teroristă. Între timp, propagandiștii ruși continuă să sculpteze povestea despre presupusă asasină a fiicei ideologului de la Kremlin, Alexander Dughin, Natalia Vovk. De această dată au lansat un videoclip cu o presupusă mărturie a tatălui suspectei. Clipul a fost distribuit de mass media rusă. Bărbatul spune că ea le-a sunat ultima dată din Lituania. Nu, la ribâncăm tam băla, n-a iezit la Franță, ca bieșâncă tuda. Potom ei ne-i panravilase, n-a vernulase... Куда она вернулась? В Польшу вроде, а с Польши она уже в Украину вернулась. Ну, она служила не в Азове, а как вроде в ВСУ служила. Угу. Вот. Потом она рассчиталась с него. Ușla, pentru că nu i-am bălat operația în galerie. Observatorii sunt surprinși de viteza cu care a fost descoperită această crimă în comparație cu alte asasinate de rezonanță din ultimii ani. Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiei decedatei, iar pe site-ul Kremlinului a apărut un decret privind acordarea post-mortem a Ordinului Curajului. Astăzi, sicriul cu corpul neînsuflețit al Dariei Dughina a fost expus în clădirea centrului Ostankino de la Moscova, iar într-un discurs tatăl ei a spus că doar o victorie a Rusiei asupra Ucrainei va răzbuna moartea sale. Она погибла за Россию на фронте, и фронт это здесь, не там, здесь, в каждом из нас. Daria Dughina a fost ucisă sâmbătă seară când un presupus dispozitiv exploziv amplasat în mașina pe care o conducea a fost detonat. Apropiații Kremlinului au numit evenimentul un atentat cu mașina capcană care îl viza, de fapt, pe tatăl ei. Atentatul a fost revindecat de auto-intitulat Armata Națională Republicană, care activează în interiorul Rusiei și este formată din simpli cetățeni, politicieni și militari ruși. Mii de ucraineni au luat cu asalt principalul bulevard din Kiev pentru a vedea tancuri și blindatele rusești avariate și capturate de armata Ucrainei. Multe imagini cu singurile tancuri rusești care au ajuns în Kiev de la începutul agresiunii militare pornite de Rusia, vedeți imediat. Moscova nu vede posibilitatea unei soluții diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina, deoarece SUA și alte țări NATO ar face presiune asupra Kievului pentru a refuza negocierile, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU. Președintele Volodymyr Zelenski a exclus orice discuții de pace până când trupele ruse se vor retrage din Ucraina, iar mai nou acesta a spus că nu va mai exista nicio negociere cu Rusia dacă soldații ucraineni capturați vor fi judecați la Mariupol. În discursul de aseară adresat națiunii, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că la Mariupol se pregătește un proces spectacol pentru soldații ucraineni capturați și a lansat avertismente. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей порушили усі домовленості, усіх міжнародних правил заведуть в ці декорації, буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов,
нашою державою все сказано. Репрезентантul permanent al Rusiei la ONU la Geneva, Gennady Gatsilov, a declarat pentru Financial Times că Moscova nici nu vede o posibilitate de soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului și se așteaptă la un conflict lung. Acesta a acuzat SUA și alte țări NATO că presează Ucraina să renunțe la negocieri, precizând că nu vor exista discuții directe dintre Putin și Zelenski. Remărcile sale au marcat o lovitură puternică pentru negociatori precum Turcia și ONU, care sperau că un acord recent privind exporturile de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagră ar putea sta la baza unui acord mai lung. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a lansat un nou format diplomatic și de securitate, denumit Inițiativa Kiev, venit să consolideze relații cu vecinii europeni ai Ucrainei. Reprezentanța ai Poloniei, Ungariei, României, Slovaciei și alte ale statelor baltice s-au întâlnit ieri la Kiev în acest sens. А сьогодні ще був заснований новий дипломатично-безпековий формат «Київська ініціатива». В його роботі вже беруть участь європейські сусіди України. Це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії. Postupovo zalucimo i inși države. În formatul Inițiativa Kiev, activitatea se desfășoară la nivelul consilierilor de politică externă ai șefilor de stat. Zelenski consideră că această inițiativă va ajuta țara sa în parcursul euroatlantic. І цей формат дозволить нам посилити взаємодію в регіоні. Спільний захист наших інтересів, передусім безпекових. Pe de altă parte, Volodymyr Zelenski a anunțat că Ucraina este deplin pregătită pentru al doilea summit al platformei Crimeea, care va avea alt format. În august anul trecut, cu o zi înainte de a-și sărbători 30 de ani de independență, Ucraina a lansat platforma Crimeea, un mecanism internațional de consultare și comunicare, al cărui scop declarat pe termen lung era obținerea eliberării peninsulei de sub ocupația Rusiei și revenirea sa la Ucraina. La eveniment au participat mai mulți lideri regionali, inclusiv președintele Maia Sandu. O mare de oameni s-a adunat pe străzile din Kiev pentru a vedea parada de tancuri rusești expusă pe bulevardul principal al orașului. Echipamentele militare distruse de armata ucraineană au fost prezentate publicului într-un demers de imagine la doar câteva zile distanță de sărbătorirea independenței Ucrainei și la 6 luni de la începerea războiului. Singurele tancuri rusești care au ajuns în Kiev de la începutul agresiunii militare pornite de Rusia pe 24 februarie 2022 sunt cele distruse ori capturate de armata ucraineană. Pe bulevardul care intersectează piața Maidan, un simbol al rezistenței și un loc tradițional de protest pentru societatea civilă ucraineană, localnicii din Kiev se plimbă printre resturile mașinăriei de război ale armatei ruse. Unele dintre exponate au plăcuțe informative care menționează inclusiv bătăliile în care au fost distruse. Părinții vin cu copiii lor și le fac poze pe tancuri, iar expoziția are și scopul de a ridica moralul populației. Președintele Volodymyr Zelenski a publicat un videoclip cu echipamentele distruse în lupte cu mesajul că parada tehnologiei rusești în Ucraina nu poate fi decât așa. Anul trecut, Ucraina a sărbătorit 30 de ani de la independență. O paradă militară a avut loc la Kiev în acea zi. Zelenski a declarat că Ucraina va sărbători și anul acesta ziua independenței, în ciuda războiului. Planul de activități a fost aprobat de guvern pe 19 august, dar nu se știe ce conține acesta. Aproape 9.000 de soldați ucraineni au fost uciși în cele 6 luni de invazie rusă. Cifra a fost dezvăluită de șeful armatei ucrainene în timpul unui forum desfășurat la Kiev. Aceasta este una dintre extrem de rarele declarații ale responsabililor ucraineni despre pierderile militare suferite de Kiev în războiul lansat de ruși pe 24 februarie. Cea mai recentă declarație de acest fel a fost făcută de Volodymyr Zelenski la jumătatea lunii aprilie, când a afirmat că până atunci aproape 3.000 de militari ucraineni fuseseră uciși, iar circa 10.000 răniți. Totodată, statul major al forțelor armate ucrainene a estimat că numărul militarilor ruși omorâți în timpul invaziei ar depăși 45.000 de morți. Prețul gazelor în Europa a atins un nou record, ajungând la aproape 3.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi. Se întâmplă după ce Gazprom a anunțat că va închide conducta Nord Stream 1 timp de 3 zile la sfârșitul lunii august pentru lucrări de întreținere, reducând și mai mult fluxul de gaze către Europa.
Prețul gazului la bursele din Europa a crescut la cel mai ridicat nivel din martie și a depășit $2,800 pentru 1000 de metri cubi. Tarifele au explodat după ce Gazprom a anunțat că livrarea gazelor prin gazoductul Nord Stream va fi suspendată pentru a repara singura turbină care funcționează. Conducta se va opri pentru 3 zile de pe 31 august, ridicând din nou îngrijorarea că aceasta nu va mai reveni în funcțiune după aceste lucrări de întreținere. Conducta funcționează la o capacitate de doar 20% de 2 săptămâni, iar Gazprom a precizat că după reparații va furniza aceeași cantitate. Compania susține că nu poate livra gaze la volume regulate din cauza întârzierilor în repararea și returnarea turbinelor fabricate de compania germană Siemens. Turbina se află în Germania și poate fi livrată oricând în Rusia, susțin autoritățile de la Berlin. Oficialii europeni au avertizat în mod repetat cu privire la posibilitatea unei opriri complete a livrărilor rusești, deoarece Kremlinul ripostează pentru sancțiunile impuse din cauza războiului său în Ucraina. Ion Ceban își lansează propriul partid. Primarul a făcut anunțul astăzi de la tribuna primăriei în cadrul unui briefing de presă de 5 minute, în care a declarat că formațiunea Mișcarea Alternativa Națională urmează să fie înregistrată și că aceasta va urma parcursul european. Mai multe detalii Ceban nu a oferit, dar a criticat tradițional guvernarea țării, pe care a numit-o incompetentă. Cei de la PAS s-au arătat surprinși de faptul că Ceban, care mai întâi a fost comunist și apoi socialist, s-a făcut pro-european. Lansăm Partidul Mișcarea Alternativa Națională. Partidul care este pentru faptele făcute și contra vorbelor sterile. Suntem pentru dezvoltarea țării, pentru renaștere și modernizare, pentru independență și neutralitatea Republicii Moldova. Suntem pentru integrarea europeană, începută mulți ani în urmă, și pentru asta vom lupta și acționa. În luna decembrie a anului trecut, tot de la tribuna primăriei, Ceban anunța despre crearea Mișcării Alternativa Națională și dădea asigurări că acțiunea nu are nicio legătură cu politicul. Acum însă edilul afirmă că va participa la următoarele alegeri și s-a arătat sigur de faptul că la un moment dat formațiunea sa va prelua puterea în țară. Foarte mulți ne întreabă, ne sună și vor să vină în echipa noastră, iar noi suntem deschiși pentru toți cei care sunt gata să răsuflece mâinicele și să muncească. Vom crea un partid care atunci când va prelua puterea, va face ca în 10 ani, cel mult, Republica Moldova să ajungă la nivelul standardelor țărilor din sud-estul Europei. Și în campania electorală din 2019, Ceban dădea asigurări că va fi apolitic. Mi-am propus ca în această campanie și ulterior în primărie să fiu un om apolitic. Aceeași poziție primarul o avea și la începutul acestui an. Ați promis că veți fi apolitic. Cum rămâne cu această promisiune? Dar ce ați văzut politic aici? La mișcarea pe care ați crezut. Vă întreb, dar ce ați văzut politic aici? În cadrul briefing-ului, Ion Ceban a criticat guvernarea actuală și a numit-o incompetentă. În replică, deputatul PAS, Alex Trupca, s-a arătat surprins de faptul că Ceban a devenit pro-european și l-a întrebat ce părere are despre invazia Ucrainei de către Rusia. Cu o reacție a venit și viceprim-ministrul Andrei Spânu, care s-a arătat amuzat de declarațiile lui Ceban într-o postare pe Facebook, precizând că de o astfel de mișcare este nevoie în capitală, nu în țară. Ion Ceban a făcut parte din Partidul Comuniștilor timp de 7 ani, iar din 2012 până în 2019, când a câștigat alegerile locale din Chișinău, a fost membru al PSRM. Deși declara că pe perioada mandatului va fi apolitic, Ceban și-a luat concediu pentru a-l susține pe Igor Dodon și pe socialiști în cadrul campaniilor electorale. Magistrații de la Curtea de Apel Chișinău urmează să decide astăzi dacă Marina Tauber va fi eliberată din arest preventiv, după ce avocații săi au contestat decizia primei instanțe. Colega noastră, Francesca Gândea, se află acolo și vine cu detalii. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Iuliana, bună ziua tuturor. Ședința de aici, de la Curtea de Apel, a început acum câteva clipe. I-am văzut pe avocații Marinei Tauber și pe procurorul de caz, însă deocamdată nu am reușit să discutăm cu aceștia. Totodată nu știm dacă Marina Tauber va fi escortată aici în fața magistraților. Astăzi, judecătorii de aici urmează să se expună asupra demersului depus de avocații Marinei Tauber, care cer eliberarea acesteia, după ce săptămâna trecută judecătoria din sectorul Ciocana a decis prelungirea arestului cu încă 20 de zile în penitenciar. Marina Tauber a fost plasată în arest preventiv pe data de 23 iulie, după ce pe data de 21 iulie a fost reținută și lipsită de imunitate parlamentară la cererea procurorului general interimar Dumitru Robu. Aceasta este bănuită de finanțarea partidului din partea unui grup criminal organizat. Anterior, Marina Tauber a negat acuzațiile. Acestea sunt informațiile, cu detalii revenim în jurnalele următoare. Iuliana?
Francesca, mulțumesc. În ciuda războiului, tronsonul de cale ferată ce leagă localitatea Basarabeasca de satul Berezino din regiunea Odessa a fost dat în exploatare. Acum țara noastră va putea exporta și importa mărfuri pe cale feroviară prin portul Dunărean Ismail din Ucraina. Totodată, prin segmentul de cale ferată reabilitat, Ucraina va putea exporta mărfuri în Republica Moldova și în țările UE. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu și omologul său din Ucraina au mers cu trenul de la Chișinău până la Basarabeasca. Ulterior, cei doi oficiali, însoțiți de presă, tot cu trenul s-au îndreptat spre localitatea Berezino din regiunea Odessa, acolo unde a avut loc inaugurarea. Tronsonul de cale ferată va fi funcțional din septembrie. Inițial, acesta va fi folosit doar pentru transportul de marfă. Este un proiect despre care se discută de peste 25 de ani. Din cifre din 1997 nu se mai circulă pe această porțiune. Noi în țară vedem acest proiect ca unul de dezvoltare, în primul rând, a căilor ferate, dar în același timp, dacă vreți, un proiect de dezvoltare regională pentru zona de sud, în mod special Basarabeasca, care contăm că va crea locuri de muncă, va ține oamenii noștri acasă, va oferi salarii și oportunități economice, dar și va atrage investitori străini. Potrivit reprezentanților Ministerului Infrastructurii, redeschiderea tronsonului Basarabeasca-Berezino va permite transportarea zilnică aproximativ 12.000 de tone de marfă, fiind reduse semnificativ aglomerația din portul Reni. Ieri, de pe peronul gării feroviare din Chișinău, a pornit primul tren marfar, format din 24 de semivagoane încărcate cu metal, cu destinația Galați. Redeschiderea tronsonului va permite totodată Ucrainei să exporte mărfuri în țara noastră și în țările UE. Pentru noi, strategic важливо, особливо сьогодні, знову ж таки, обстрілюється наш міст Житомир. Lucrările de reabilitare a tronsonului feroviar Basarabeasca-Berezino au fost lansate în luna iunie în urma semnării memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Infrastructurii al Ucrainei cu privire la dezvoltarea conexiunilor feroviare. Acest segment feroviar a fost demontat pe teritoriul Ucrainei în anul 1997. Construcția tronsonului a fost efectuată pe o lungime de aproximativ 23 de kilometri. Dintre aceștia, 1,2 kilometri de cale ferată au fost construiți pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru reconstrucția segmentului feroviar din țara noastră, calea ferată din Moldova a alocat peste 1 milion de euro. Poliția anunță că a reținut un suspect în cazul omorului femeii de 39 de ani, găsită fără suflare săptămâna trecută de către iubitul său revenit de peste hotare. Oamenii legii spun că suspectul și victima se cunoșteau și că individul și-a recunoscut vina. Acum el este cercetat penal pentru omor intenționat. Potrivit poliției, suspectul este un bărbat de 36 de ani, originar din raionul Șoldănești. În cadrul măsurilor speciale de investigație și urmărire penală, polițiștii și procurorii au stabilit că victima, femeie de 39 de ani, se cunoștea cu individul. Acesta a fost reținut de organele de drept în apartamentul pe care îl închiria în sectorul Râșcani al capitalei. În cadrul audierilor, bărbatul și-a recunoscut vina. Poliția nu spune în ce relații se aflau cei doi și din ce motiv suspectul a procedat așa. El a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru omor intenționat, infracțiune care prevede o pedapsă de până la 20 de ani de închisoare. Crima s-a produs în dimineața zilei de 19 august. Iubitul femeii venise în acea zi de peste hotare și și-a găsit partenera într-o baltă de sânge, după care a alertat poliția. Statele Unite au informații că Rusia plănuiește în curând atacuri asupra infrastructurii Ucrainei și a instalațiilor guvernamentale. Ambasada SUA de la Kiev a îndemnat cetățenii americani aflați încă în țara vecină să plece imediat. Pe front, rușii continuă să treacă la ofensivă în direcția Donețk, în timp ce ucrainenii au lovit din nou podul strategic Antonovski din Kherson, astfel încât acesta să nu mai poată fi folosit pentru aprovizionarea trupelor ruse. Potrivit statului major de la Kiev, armata rusă continuă să-și concentreze eforturile asupra stabilirii controlului deplin asupra teritoriul regiunii Donețk, menținerea districtelor capturate din regiunile Kherson, o parte din regiunile Harkov, Zaporojie și restabilirea capacității de luptă a unităților care au suferit pierderi, precum și prevenirea unei posibile contraofensive a forțelor de apărare. Rușii au tras cu artilerie asupra localității Avdiivka, iar azi dimineața au bombardat districtul Kiev din
Harkov, dar nu s-au înregistrat victime. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky afirmă că este imposibil să numeri loviturile artileriei rusești. Загальна кількість різних російських крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати, настільки їх багато, настільки вони інтенсивні. La rândul lor, ucrainenii au lovit din nou cu sisteme HIMARS podul Chei Antonovski de peste râul Dnipro, în timp ce acesta era reparat și au distrus și un convoi rusesc care se apropia de pod. În ultimile săptămâni, armata ucraineană a lovit de mai multe ori acest pod pentru a tăia aprovizionarea trupelor ruse din regiunea Herson ocupată. Totodată, ucrainenii au făcut publice imagini cu momentul aruncării în aer a unui pod din regiunea Donetsk. Totodată, în noaptea trecută, armata ucraineană a distrus un depozit de muniții din regiunea Donetsk. Încercând să respingă rachetele ucrainenilor, separatiștii proruși ar fi avariat câteva clădiri. PVU-șca promazăla. Rusia plănuiește în curând atacuri asupra infrastructurii Ucrainei, potrivit unui oficial american familiarizat cu informațiile, iar Departamentul de Stat a emis o alertă cerând americanilor să părăsească țara vecină. Noile informații vin în contextul în care mâine se fac 6 luni de la invazia Rusiei, zi care coincide cu ziua independenței Ucrainei. Viață într-o casă plutitoare de lux este oferta unei companii din Panama specializată în tehnologii marine inovatoare. Multe detalii despre locuințele aflate la 2 metri deasupra valurilor cu vedere la ocean de 360 de grade aflați în câteva minute. A fost scandal ieri dimineață în curtea unor blocuri de locuit din sectorul centru al capitalei. Revoltați pe faptul că acolo urmează să fie amenajată o platformă pentru gunoi, locatarii s-au luat la ceartă cu muncitorii care efectuau lucrările. Oamenii spun că instalarea tomberoanelor va aduce numai mizerie și miros urât și cer ca locația platformei să fie schimbată. Autoritățile care au demarat deja lucrările afirmă că vor analiza propunerea. Nu se face așa, noi nu vă dăm voie. Noi nimeni nu ne-a întrebat, noi nimeni nu ne-a... Șerteți cărți să aducă în față la noi aici. E posibil de făcut aici, nu-i posibil. Vă spus, vă dă altă loc unde puteți face. Platforma de gunoi de la care a izbucnit scandalul urmează să fie amplasată chiar în curtea unor blocuri de locuit de pe strada Ismail din centrul capitalei. Locatarii sunt nemulțumiți și afirmă că nimeni nu a coordonat cu ei această decizie din cauza căreia vor trebui să trăiască în mizerie. Aici у нас постоянно вот детская площадка, здесь дети, куча детей. И получается, что все мусорки будут возле детей. Ну, время, фин, ко София, яйца, о, с дискарчи, инкарчи, дешевле, о, с ле дискарчи. А яйца, о, с курга, умезяла, что мать варда. Виним, де ла пьяца, тречим прин мурдаре, я саш, и мерган каса. Де че? Да унде са вазут тумбероане на курте? Я пропоз, повтим дупа каса, пунем, амплесем аколо, ничо проблема. Но са тем împотрива де минанжа огуноиште им фаца курцей, кум сар спос, и курца ей, практик ей, нари cum s-ar zice, curență dintr-o parte și din alta, tot mirosul rămâne aici. Agentul economic responsabil de lucrările de amenajare a platformei a chemat poliția la fața locului pentru că locatarii au blocat accesul muncitorilor. Direcția Generală Locativ Comunală și care ne-a contractat și a fost coordonat instalarea platformelor cu pretura sectorului centru, cu regia autosalubritate și cu MGFL, inclusiv și ACC 94. Administratorul Asociației de Locatari afirmă că a expediat vineri o scrisoare către pretura sectorului centru prin care a cerut ca locația platformei să fie schimbată. Noi am înaintat șeful JECO-ului scrisoarea noastră cu opinia tuturor și am o răzică, așteptăm răspuns. Șeful Direcției Locativ Comunale a Primăriei, care a contractat agentul economic pentru a face lucrările, ne-a spus că va examina scrisoarea locatarilor și că la fața locului vor fi trimiși specialiști pentru a analiza situația. Pretorul preturii centru nu a răspuns la telefon pentru o reacție. Guvernul finlandez a anunțat că premierul Sanna Marin a fost testat negativ pentru droguri după ce au apărut imagini de la o petrecere privată unde a dansat, cântat și consumat alcool. Ea a fost de acord să facă testul pentru a risipi îngrijorările legate de comportamentul său. Pidän näitä syytöksiä erittäin raskaina ja painavina ja oma oikeusturvani takia, vaikka pidänkin kohtuuttomana myös vaatimusta huumausainetestistä, niin oma oikeusturvani takia ja pyyhkiäkseni
Sanna Marin a fost aspru criticată, iar unii politicieni din coaliția guvernamentală, dar și din opoziție, i-au cerut să facă un test antidrog la puțin timp după apariția clipurilor. Șefa guvernului finlandez, în vârstă de 36 de ani, a suportat costurile testului. Femeile din Finlanda sunt însă solidare cu premierul. Acestea s-au filmat dansând și petrecând și au postat filmulețele în social media. Angajații unei bănci din Israel au rămas șocați când pe coridorul instituției a dat buzna un taur. Aventura acestuia a început în parcarea băncii, unde animalul a lovit mai multe autoturisme. Taurul cu o sfoară prinsă în jurul gâtului a provocat panică în rândul angajaților. Mai multe persoane au încercat să-l ademenească pentru a-l prinde. După jumătate de oră s-a găsit proprietarul și a fost rugat să-și recupereze taurul. Pentru capturarea bovinei a fost chemat și un medic veterinar. Într-un final, taurul a fost prins și scos din bancă fără a se înregistra răniți sau pagube. Viața într-o casă plutitoare de lux, asta oferă o companie din Panama care descrie locuințele aflate la 2 metri deasupra valurilor drept o opțiune ecologică și prietenoasă din punct de vedere economic. Arhitecții acestui proiect spun că designul este o adevărată provocare și oferă o vedere la ocean de 360 de grade. Așa arată capsulele descrise drept primele case eco din lume. Fiecare locuință oferă spațiu suficient pentru două persoane. Sunt 73 de metri pătrați care includ un dormitor, living, bucătărie și baie, repartizate pe 3 nivele și jumătate. Fiecare casă este ridicată pe un picior de oțel la 2 metri deasupra valurilor, iar geamurile panoramice oferă o priveliște către ocean. Live on the ocean because it's something that's totally different. Casele sunt dotate cu tehnologii de ultimă generație împreună cu aplicații personalizate care își adaptează designul și funcționabilitatea după plac. Proprietarilor li se va oferi inele în loc de chei, iar alimente, medicamente și alte produse de zi cu zi vor fi livrate cu drone personalizate. Pentru livrări mai mari, oamenii vor avea la dispoziție o navă care va avea rol de transport, dar și ecologic de colectarea gunoiului și de a menține curată zona din jur. Rezidenții și vizitatorii pot fi transportați cu ajutorul bărcilor sau ski-jeturilor locale. Primele locuințe plutitoare vor fi prezentate online la sfârșitul lunii septembrie, iar potențialii cumpărători vor putea să le vadă cu ochii lor la scurt timp după aceea. Capsulele vor fi inițial amplasate într-un golf din Panama, dar compania speră să le poată distribui la nivel internațional. Prețul variază de la 300 de mii până la 1 milion și jumătate de dolari. Primii 100 de cumpărători se vor putea muta la noua casă la sfârșitul anului 2023. Compania programează să înceapă construcția a încă 1000 de capsule până în 2024. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!